Iată titlurile acestei ediții. Grav accident la Sângerei. Șoferul unui automobil a pierdut controlul asupra volanului, a intrat pe contrasens și s-a ciocnit violent cu o căruță. 5 persoane transportate la spital. Corpul carbonizat al unui bărbat a fost găsit într-o pădure dintr-o localitate din Florești. Poliția a reținut 2 suspecți. O femeie din Criuleni se plânge că este agresată și amenințată cu moarte de către fostul soț. Bărbatul nu a comentat acuzațiile. 3 tineri originari din Chișinău, Cahul și Ungheni, aflați în căutare bănuiți de comercializarea drogurilor, au fost reținuți de poliție. 2 inspectori de patrulare vor compărea pe banca acuzaților, bănuiți de tratament inuman și cauzare vătămărilor corporale unui conducător auto. Grav accident la Sângerei. 5 persoane au ajuns la spital după ce șoferul unui automobil a pierdut controlul asupra volanului, a intrat pe contrasens și s-a ciocnit violent cu o căruță. Potrivit poliției, totul s-a întâmplat aseară în jurul orei 22 într-o localitate din Sângerei. Un bărbat în vârstă de 36 de ani, conducând automobilul de model Nissan Primera, pe banda de sens opus, s-a ciocnit frontal cu un hipomobil condus de un bărbat în vârstă de 32 de ani, ce se deplasa reglementar. În urma impactului, ambii conducători și 3 pasageri din hipomobil cu diverse leziuni corporale au fost transportați la spitalul raional pentru a li se acorda îngrijiri medicale. Toate circumstanțele în care s-a produs accidentul urmează a fi stabilite de către oamenii legii. Potrivit datelor Inspectoratului Național de Patrulare, anul trecut au fost înregistrate peste 20 de accidente cu implicarea unor astfel de mijloace de transport, în urma cărora 3 persoane au murit, iar alte 24 au fost rănite. Acesta este al 3-lea accident rutier produs în acest an cu implicarea unei căruțe. În primul caz, un șofer ar fi adormit la volan și a tamponat o căruță la intrarea în orașul Cimișlia. Impactul s-a soldat cu decesul unei persoane. Femeia care și-ar fi omorât bărbatul în noaptea de 2 aprilie într-un sat din Criuleni a fost reținută. Potrivit oamenilor legii, în momentul tragediei, ambii erau în stare de ebrietate. Totul s-a întâmplat în jurul orei 2 noaptea, în satul Dubăsarii Vechi. Femeie de 38 de ani care și-a omorât concubinul cu un topor a fost reținută pentru 72 de ore. Pe numele acestea a fost pornit o cauză penală pentru omor. Astăzi urmează ca să se decidă instanța de judecată dacă va fi internată la spitalul de psihiatrie, deoarece se suspectă că ar avea ceva probleme psihice. Femeia în vârstă de 38 de ani a fost reținută pentru 72 de ore de către oamenii legii. Aceasta le-ar fi povestit că fiind în stare de ebrietate, nu și-a dat seama ce face. Acum femeia este cercetată pentru omor și riscă până la 20 de ani de pușcărie. Cadavrul bărbatului urmează să fie expus expertizei medico-legale. Tragedie într-o familie din Cuhurești, raionul Florești. Cadavrul carbonizat al unui bărbat a fost găsit în această dimineață, în jurul orei 10, într-o pădure din preajma satului Rădulenii Vechi, raionul Florești. Oamenii legii spun că pădurarul a observat flăcările printre copaci, a mers imediat acolo și a văzut cum omul încă ardea. Tot el a alertat imediat autoritățile. Prima versiune luată în calcul de polițiști este cea precum că incendiul ar fi fost provocat intenționat. Bărbatul nu era căsătorit, dar era în concubinaj cu o femeie de mai mulți ani. Veniți la fața locului, polițiștii au stabilit că cadavrul carbonizat este al unui bărbat de 40 de ani, locuitor al satului Cuhurești, raionul Florești. Poliția a reținut 2 bărbați de 30 respectiv 39 de ani, suspectați de omorul bărbatului de 40 de ani. Pe acest caz, de către Inspectoratul de Poliție Florești, a fost pornită o cauză penală pentru omor. Dacă vor fi găsiți vinovați, bănuiții riscă o pedeapsă cu închisoare de până la 20 de ani sau detenție pe viață. Acuzații grave la adresa unui bărbat dintr-o localitate din raionul Hâncești. Fosta soție a acestuia se plânge că este amenințată cu moarte și hărțuită de bărbat. Olesea Cazacu, din satul Ohrince, raionul Criuleni, s-a căsătorit cu soțul său în 2013. Primii 2 ani au fost liniștiți, dar de când soțul femeii ar fi început să consume alcool, lucrurile s-ar fi schimbat. De la ce s-a pornit? De la bețiile lui, îți dușea cu drujii, bea ei, eu nu știu ce vorbea cu prietenii lui. Vinea acasă, mă bătea, strica geamuri. Am chemat poliția, numai ștrafuri au pus și atâta-i tot. Pentru că o perioadă cuplul a trăit la părinții Olesei din satul Ohrincea și mama femeii spune că a asistat deseori la scenele făcute de bărbat. Tot timpul îmi vine bad, tot timpul făcea concert. El îmi spune mie că Matale te-a mers și între noi. Dar eu cum putem să lăs fata, el în casa mea, o bat pe fată, să fac și-a vrede în fată și eu stau să prăjesc oricum. Mai mult, mama Olesei spune că bărbatul i-ar fi creat și prejudicii materiale gospodăriei unde locuiește. Mi-a stricat aici 2 ferestre, asta numai steclele.
și am pus tecle, dar bucățică cu bucățică. Pentru că n-a mai putut suporta să fie agresată, Olesea a decis să înainteze cerere de divorț în luna octombrie 2017. Iar de atunci, spune femeia că nu mai are zile liniștite. Da, am umblat cu vânătăi, am avut la nasul, m-a pălit la nas, am fost lovit, rupt, a fost în două locuri, dar pe loc drept. El de multe ori m-a amenințat și de multe ori chiar și cu cuțitul și cu lama și cu furculiță am fost înșipta și scoaste și mai multe. M-a sunat și ne-a spus că el timp de două zile mă găsește și mă taie, eu a să mă scald în sânge. El e în stare să fac orice. Chiar dacă oamenii legii au emis pe numele bărbatului un ordin de restricție de urgență, acesta, potrivit femeii, ar continua să vină și acum acasă la Ohrince și să le hărțuiască. Pe 9 martie iar ne-a venit, dar el avea o ordonanță de restricție urgentă. Ne-a venit iarăși, ne-a intrat și de acolo sub perete, la deal de casă. Dar noi nu vrem ca el să ne intre, că el cum intră, el nouă ne strică, ne face concerturi, face despredel la casa mea. Eu nu vreau ca el să ne intre la casa mea, nu vreau deloc să ne intre. Și unii vecini spun că au auzit scandal în ograda familiei atunci când venea bărbatul. Uite gălăgie așa la dânsă. Cuvinte de bătjocuri. Nu m-am implicat eu cu la dânsă. Dar eu și am lucrat cu el și m-am văzut. E brutal, în primul rând. Vorbi cenzurate, nu mai stimează omul stare, copil. Echipa 902 a încercat de mai multe ori să-l contacteze pe bărbat, dar în pofida insistențelor reporterului nostru, acesta nu a răspuns niciodată la telefon. Numărul apelat nu este disponibil pentru moment. Inspectoratul de poliție Criuleni a inițiat mai multe dosare contravenționale pe numele bărbatului. Păreri de rău nu se conformează cerințelor legale. Dacă acțiunile acestui bărbat în privința fostei soacre vor pune în pericol viața și sănătatea femeii, atât organul de poliție cât și femeia poate să solicite protecția judiciară în instanță de judecată. Până oamenii legii vor lua o decizie, mama Olesei spune că este îngrijorată pentru viața fiicei sale. Mă tem pentru fată, mă tem să nu-i facă vreun rău, mă tem să nu o găsesc moartă, cum am auzit cazul, că o găsit femeia în suncă, divorțat 2 ani de zile, femeia în suncă de tăietă. Știe că de asta mă tem și eu. Cei doi au împreună 2 copii minori. 3 tineri cu vârstele cuprinse între 21 și 37 de ani din Chișinău, Cahul și Ungheni, aflați în căutare, au fost reținuți de poliție. Aceștia sunt bănuiți de circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicilor sau analogii acestora, fără scop de înstrăinare. Bărbații au fost încătușați și escortați la izolatorul de detenție provizorie al Direcției de Poliție Chișinău. Persoanele au fost anunțate în urmărire penală de către judecătorie și procuratura municipiului Chișinău. Persoanele date nu se prezentau la forțele de ordine, se eschevau, din ce motiv au fost anunțate în căutare. Persoanele anterior au mai fost judecate pentru punerea în circulație a substanțelor narcotice, furt și violare de domiciliu. Persoanele au fost reținute pe un termen de 72 de ore. 2 inspectori de patrulare vor compărea pe banca acuzaților, bănuiți de tratament inuman și cauzare vătămărilor corporale unui conducător auto. Procurorii au finalizat urmărire penală și au expediat cauza de învinuire a polițiștilor în judecată. Potrivit procurorilor, totul a avut loc în februarie 2017, în apropierea satului Câmpul Drept, Leova. Inspectorii de patrulare, care tocmai se deplasau prin acea regiune, au oprit lângă un automobil care staționa pe marginea carosabilului și ar fi cerut conducătorului auto să treacă testul la alcoolemie. La refuzul șoferului, polițiștii au decis să-l pedepsească chiar dacă bărbatul nu opunea rezistență. Astfel, pentru a-i demonstra supremația și a-i umili demnitatea, agenții de patrulare l-au îmbrâncit și forțat să urce în mașina poliției, unde i-au răsucit victimei degetele și mâinile, după care i-au aplicat cu pistolul din dotare lovituri în regiunea spatelui, i-au stropit cu gaz lacrimogen și transportat la inspectoratul de poliție din Leova. Prin acțiunile ilegale ale polițiștilor, victimei i-au fost cauzate vătămări corporale de gravitate medie. Dacă vor fi găsiți vinovați, bănuiții riscă amendă de până la 80.000 de lei sau până la 8 ani de pușcărie. Mai multe evenimente din țară și de peste hotare, pe scurt. 2 tone de fructe care erau comercializate ilegal în lipsa actelor de proveniență și în condiții insalubre au fost ridicate de polițiști din piața centrală din Chișinău. Asta după ce pe 3 martie, angajați inspectoratului sectorului centru din cadrul Direcției de Poliție Chișinău au efectuat verificări la piață. Astfel, la 8 tarabe au fost depistate fructe ce erau comercializate ilegal. Forțele de ordine au ridicat aproape 2 tone de citrice în asortiment și 30 de kilograme de fructe uscate, în sumă totală de 110.000 lei. Responsabilii s-au ales cu procese
impuse contravenționale și amenzi de 4.500 de lei. Verificările au avut loc după ce mai mulți cetățeni s-au plâns cu privire la comercializarea fructelor în condiții insalubre. Poliția Capitalei solicită oamenilor, dacă sesizează asemenea cazuri, să le declare la serviciul 112. Incendiu în capitală, o cafenea de pe bulevardul Dimitrie Cantemir a luat foc. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență Diana Țuțu, în incinta localului a luat foc grăsimea de pe hota de la bucătărie. Din imaginile video postate pe o rețea de socializare, se vede că din acoperișul unei cafenele iese un fum dens. În scurt timp, clienții și personalul localului au fost evacuați. La fața locului au intervenit două mașini de pompieri. Focul a fost localizat, iar din fericire nimeni nu a avut de suferit. Doi bărbați din Vulcănești riscă pușcărie bănuiți că au furat 1200 de ouă de la o crescătorie de păsări. Totul a avut loc în noapte de 2 aprilie la o crescătorie din orașul Vulcănești. Potrivit polițiștilor, un angajat al fabricii împreună cu un amic ar fi scos din încăperea unde erau depozitate ouăle 42 de cofraje, a câte 30 de ouă fiecare. Bărbații au fost identificați la scurt timp de către oamenii legii. Aceștia și-ar fi recunoscut vina și le-ar fi declarat polițiștilor că doreau să vândă marfa furată. Dacă vor fi găsiți vinovați, bănuiții de 25 și respectiv 30 de ani riscă să-și petreacă următorii 4 ani după gratii. Un cetățean moldovean a rămas fără mașina pe care o transporta. Asta după ce polițiștii de frontieră români au constatat că autoturismul figurează în bazele de date ca fiind furat din Marea Britanie. Totul s-a întâmplat pe 3 aprilie, când moldoveanul s-a prezentat în punctul de trecere a frontierei Albița pe sensul de ieșire. Bărbatul transporta pe o platformă un autoturism înmatriculat în Marea Britanie. Automobilul, în valoare de 60.000 de lei românești, echivalentul la 260.000 de lei moldovenești, a fost reținut, iar polițiștii de frontieră din România investigează cazul. Un minor de 17 ani din satul Pârjota, raionul Râșcani, a plecat de acasă acum 10 zile și de atunci părinții nu mai știu nimic de el. Potrivit polițiștilor, băiatul a ieșit din casă în dimineața zilei de 26 martie, a plecat într-o direcție necunoscută și până în prezent nu s-a mai întors. Eugen Buzatu are înălțimea de 1,65 m și corpulență medie. În ziua dispariției purta o geacă de culoare verde, pantaloni albaștri și adidași de culoare verde. Cei care l-au recunoscut pe minorul din imagine și dețin informații despre locul unde s-ar putea afla sunt rugați să anunțe la numerele de telefon indicate pe ecran. Dacă deții imagini sau informații ce pot deveni o știre, expediază-le pe adresele indicate pe ecran. De asemenea, poți contacta echipa 902 la numărul de telefon 062 071 902. Știrea ta o va vedea o țară întreagă.